Gimnastă care arată foarte bine fizic. Danilova înainte, legată de un flick salt. A lipit bine până acum. Da. Are siguranță. Foarte muncitoare și Danuță. Salt înainte de un picior. Cloș. Salt. Din păcate am mișcat piciorul după cloș. Pierde zecimea de legare. Mai bine să pierd o zecime decât sigur să greșească elementul. Așa e, un cloș lateral. Dar la nivel mare, fiecare zecime contează. Am văzut ce diferențe mici sunt acum între finalistele la fiecare aparat. Așa e. Danilova laterală cu un sal lateral. Pirueta obligatorie. O gimnastă care este de mult în lot, dar n-a prins nicio competiție mare. Din păcate, asta nu e bine pentru ea. Scăpat piciorul. La bătaie. Bătaie. Ce păcat! Iată ce înseamnă, poate, un moment de relaxare după o bârnă destul de reușită. Exercițiul se încheie după ce saluți arbitrele, întotdeauna. Să vedem. Da. S-a răsucit, picior, s-a răsucit pe al doilea flick și atunci a bătut pe lângă. Cred cu siguranță cea mai mare notă de până acum rămâne 15.820 al Anei Porgras. Un lucru îmbucurător este faptul că, în afară de Cătălina Ponor, toate cele 8 senioare care sunt în concurs din România fac 4 aparate. Asta e foarte, foarte important. Asta înseamnă că vom avea pentru echipe 5 fete, concurență, și 5 fete care vor face 4 aparate la mondiale. Mai rămâne de văzut însă și ce calitate au execuțiile lor la aparate. Așa e. Dificultatea cea care face acum diferența este însă riscantă. În gimnastică, la nivel mondial, au apărut foarte multe accidentări. În ultima perioadă se merge foarte mult pe siguranță, pe execuții sigure și cu ținută. Să fie depunctarea cât mai mică, mai bine preferi un exercițiu mai ușor din punct de vedere al dificultății, dar să îl faci cu siguranță și cu foarte mică penalizare. Nu pot decât să mă bucur pentru că această siguranță maximală a adus echipei României 5 titluri mondiale consecutive, 2 olimpice, a fost tema și forța echipei noastre. Octavian Belu și Mariana Pitanca au pus foarte mare preț pe această siguranță maximală. Așa e. Foarte rar se întâmpla ca o gimnastă de la noi să rateze. Și chiar dacă se întâmpla acest lucru, nota nu intra în calcul. Așa. Nu era în finală. Nu mi-amintesc o finală mondială cu ratări pentru România. Grupa care ne interesează se mută acum la sol. E grupa principală cu Ponor, Racea, Porgras. Celelalte fete sunt la sărituri, Drăgoi, Trenca și Balea. Marea Britanie lucrează la paralele și bârnă. La nivel mondial se cunoaște, Cristi, un regres la sărituri. Da, într-adevăr. De ce oare? N-am înțeles. Nici eu știu, nu se mai a apărut acest regres. Toată lumea zicea că odată cu introducerea mesei de sărituri va fi mai ușor și pentru fete să facă elemente mai grele. Dar se pare că totuși masa nu le-a avantajat pe fete așa cum s-a sperat.